dimineața. Este vineri. Eu aștept să mi se încălzească laptele ca să mănânc lapte cu biscuiți. Am avut o noapte destul de grea. Cred că se și vede pe fața mea. Mă rog, sunt și trează de puțin timp. E în jur de 9 ceasul, un pic trecut peste ora 9. N-am fost la sală, deși era în plan, pentru că am fost ieri la dentist și, mă rog, e o chestie mai complicată. Mi-a lucrat o măsea. Am fost la un alt medic recomandat de Dentistry Hub, un medic care lucrează pe canale cu microscopul și mi-a lucrat pe măsea și a găsit acolo, tot vă zic ce a găsit în măseaua mea, efectiv era o bucată de ac ruptă, că mi s-a lucrat pe canal înainte și mi-a rămas o bucată de ac dintr-un de la de pagin canal. Așa, un pivot metalic, în fine, infecție pe acolo, a fost un tratament de canal care a fost făcut, a depășit canalele, a intrat în os, era infecție la os, deci a fost interesant și mi-a spus că mi-a rezolvat acolo, că arată foarte bine, am făcut o radiografie și așa, și mi-a zis că de acum timpul va decide dacă maseaua e ok sau nu. Și mi-a spus că s-ar putea să mă doară și aseară a început ușor să mă doară, dar azi noapte a fost atât de bizar. Deci pur și simplu, uneori mă trezeam cu o durere cruntă, dar care trecea în momentul în care mă mutam poziția sau în care, nu știu, habar n-am, deschideam gura sau nu, uneori ca orice om dormi noi, gura deschisă, și mă trezeam cu gura deschisă, cu o durere incredibilă, mă trezeam, efectiv, închideam gura și nu mă mai durea. Și asta mi-a făcut toată noaptea. Și la 6 când a sunat alarma, am zis, nu e posibil așa ceva, plus că când te doare măseaua și faci sport și îți bate inima, începe să pulseze în măsea. Dar mi-a de ciudă, vă zic sincer că n-am fost la sală, aveam super mult chef. Săptămâna asta am avut mega sport, chiar voiam să merg de 4 ori, dar nu am reușit, din păcate. Mă duc la lapte, cred că s-a încălzit prea tare. Cu siguranță s-a încălzit prea tare. Mi-am încălzit o tonă de lapte. Doamne, mai mult de 300 de mililitri. Da, și după ce a plecat Andrei la sală, mi-am tras jalozelele, mi-am aerisit ca să intre aer de la rece de dimineață. Și după aia am închis ușa la balcon, pentru că ne-am trezit săptămâna trecută cu pisicile pe balcon. Deschiseră plasa și se bronzau pe balcon și am trăit o mega spaimă. Și am reușit să mai dorm vreo 2 ore jumate, cam așa. Și sunt un pic mai bine, deși nu arată foarte bine, în fine. Și acum mă simt, sunt în regulă cât de cât. M-a avertizat că s-ar putea să trebuiască să iau pastile de durere. Asta nu sunt pastile de durere, este Claritin. M-au apucat niște alergii dubioase săptămâna asta și, cum să zic, simțeam cam pe aici, zona asta, foarte, foarte iritată așa anterior nasului, ceea ce era foarte dubios. Plus că mi-am făcut un obicei. Când mă duc la unghii, după ce mă duc la unghii, gen 2-3 zile, iau Claritin în fiecare zi. Că mi-a intrat mie în cap, am mai auzit că e o tehnică, dacă ai alergie la unghii și te duci la produse, de fapt, și te duci să-ți faci manicura, să iei înainte sau după, mă rog, Claritin și pastile din astea. Chestia e că eu nu am mai avut alergii deloc, adică nu e ca și cum mă duc la unghii, ies varză de la, pe la cuticulă, mi ies bubițe, chestii trestii și iau Claritin și ignor situația. Nu, n-am mai avut o alergie de foarte mult timp, cred că au trecut 2 ani sau nu știu, de când am făcut alergia aia și am mai testat o producție și așa, de când merg la unghii, la o persoană care se pricepe, n-am avut deloc probleme, nu mi-au ieșit deloc borbunele la nasoale care erau groaznice. Deci dacă faci alergie la unghii, apropo, m-au întrebat în ultimul timp mai multe persoane, ceea ce îmi dă un pic de gândit, mai multe persoane pe Instagram în privat mă întrebau cum s-a manifestat la mine alergia la unghii și să știți că toate aceste persoane își făceau unghiile acasă. Și vreau să trag aici un semnal de alarmă. Sunt sigură că nu se întâmplă la toată lumea, dar dacă n-ai nicio cunoștință și ți iei tu produse să-ți faci unghiile acasă, până o să înveți să ți le faci corect, să nu atingi pielea, să nu atingi cuticula, o să fie varză. Cum a fost și în cazul meu, cum mă gândesc că la toată lumea, poate unele persoane sunt mai talentate, dar deși știu că nu se întâmplă 100% din cazuri, credeți-mă că vă riscați mult să vă faceți unghiile singure acasă și eu vă recomand, dacă nu vreți să mergeți la altcineva, măcar să faceți un curs. Nu știu dacă există cursuri de autofacere de unghii, dar căutați și gen, aveți grijă, pentru că alergia este groaznică. Deci credeți-mă, alea 3 zile, 4 zile după ce mi-am făcut atunci unghiile și mi s-a declanșat alergia, au fost oribile. Am stat o grămadă cu mâinile în apă cu gheață pentru că nu suportam, mă dureau, mă mâncau, erau fierbinți, deci groaznic, groaznic a fost. De asta eu am rămas traumatizată de fiecare dată după ce îmi fac unghiile, 24 de ore sunt foarte stresată, foarte stresată sunt. Și asta e din cauza mea, pentru că mi-am făcut unghiile greșit, pentru că mi-am atins cuticula și produsele, oricât de bune ar fi ele, dacă le aplici greșit
și te atingi pielea, deși pe toate scrie nu atingeți pielea, e rău, e clar rău pentru tine. Mi-au dat ieri la dentist, am fost la doctorul, chiar voiam să vorbesc despre asta, vă zic acum, ok, Andreea, ești bine? Deci am fost la Cronos Dental, eu am luat camera cu mine să filmez, însă am făcut Insta story-uri de pe drum și n-am mai filmat și cu camera pentru vlog, am zis că vă povestesc astăzi, că cu vlogul am mai fost la clinica asta. Deci Cronos Dental la doctorul Horia Neagu. Da, cred că așa, sper să nu greșesc. Un doctor recomandat de Dentistry Hub, v-am spus, care lucrează cu microscopul Dentistry Hub, ne lucrând cu microscopul. Și am ajuns acolo super încălzită, că am mers repede în ultimele 5 minute, cam așa, că... În fine, voiam să ajung. Și mi-au dat sticla asta cu apă și am băut o parte, în fine, și am ajuns cu ea acasă și nu voiam neapărat să o folosesc, dar ideea este că mai rămăsese niște apă, pusese, mă rog, în frigider, eu beau și foarte multă apă, știți? Și după aia am văzut-o acolo, voiam să-mi pun acum niște apă din cana filtrantă să beau și am reținut ce mi-a zis mama, mi-a spus că e foarte, foarte bine să bei apă din sticle pentru că poți să contorizezi mai bine decât din pahar. Și știți că eu am sticla aia foarte frumoasă de la Burga, e bine, am tot folosit-o, dar vreau să o spăl și trebuie să cumpăr o perie din aia, vreau să ajung într-un Pepco, un Jumbo ceva, dacă ne-ar merge și mașina am putea să facem asta, ca să spăl bine sticla aia și până nu o spăl cum trebuie după câteva folosiri, evident, o să beau din asta. Și să vedem câtă apă beau într-o zi. Mi-e frică de acest experiment, sincer vă zic. Mi-e frică. Da. Și vă spuneam de doctor. Mi-a plăcut foarte mult. Vi-l mega recomand. Așa cum vă recomand Dentistry Hub cu fața asta, vă recomand din suflet și pe acest doctor. Măi, deci, sincer, nici mă așteptam să fie altfel. În momentul în care, știți că eu am frică de dentist, am traumă din cauza primei dentiste la care am fost, care m-a traumatizat efectiv. Mi-a lucrat pe viu. Pentru că îmi zicea că nu se poate face anestezie. Efectiv, asta mi-a spus și mie și surorii mele, pe amândouă ne-a traumatizat. Traumă care rămâi toată viața, oricât de multe ori te duci la dentist, de fiecare dată simt nodul în stomac și nu e bine. Efectiv, nu e bine. Și vă dați seama, m-am dus la Dentistry Hub de câteva ori, cumva eram un pic mai liniștită, deși mereu aveam emoții. Dar când mi-a zis că mă trimit la un alt medic, mi s-a declanșat din nou trauma. Însă m-am dus totuși liniștită și prima oară și a doua oară când am fost, că prima oară am fost doar la un consult, acum am fost să facă efectiv ceva. Dar apoi când am intrat în contact cu doctorul, efectiv mi-au trecut emoțiile, pentru că are un stil atât de degajat, un om atât de relaxat, glumeț, foarte, foarte fain omul, deci foarte fain, mi-a dat un vibe super bun, am plecat de acolo cu zâmbetul pe buze, chiar dacă eram amortită și... Zicea că s-ar putea să te doară, sperăm să fie bine. Deci lucrurile erau cumva incerte. Deși el mi-a spus că e foarte mulțumit de ce a făcut acolo. Efectiv mi-a deschis canalele, mă rog, mi-a pus digă. Și by the way, mi-a spus că dacă mi s-a lucrat... Fără. Dacă mi s-a lucrat vreodată pe canale fără digă, nu e bine. Și efectiv mie niciodată, până la Dentistry Hub și la domnul doctor la care am fost, nu mi s-a lucrat cu digă. Niciodată! Efectiv niciodată! Și ce să zic, faza este că cam la toate măselele la care mi s-a lucrat pe canal a trebuit să se revină pentru că nu era ceva ok. Pentru că ce să vedeți, diga izolează, dacă nu folosești digă, bacteriile intră pe acolo și nu-ți dorești bacterii, nici salivă, nici nimic. Și da, ce să zic, mă bucur foarte mult de toți banii, tot chinul, toate chestiile pe care le-am trăit. Fără pus să-mi arăt fundul pe cameră, că se uită minor la da, și în fine, ideea e că mi s-a pus diga. Acum vă zic detalii pentru persoanele care vor să se ducă la dentist și li s-a spus că o să se lucreze cu microscopul. Să vă zic, poate stați anxioși ca mine, vă pune diga, trebuie să vă pună diga. Întrebați sau nu mergeți la dentist care nu pun diga, nu știu, nici să vă recomand, pentru că și pentru mine e o chestie nouă, în fine. Mi s-a pus diga, bla bla bla, mi-a făcut un pic de anestezie pe la gingie, digă, pac, 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 microscop. Efectiv, la tine nu e nimic diferit decât că e un om care îți lucrează uitându-se printr-un microscop la măseaua ta. Nu știu ce vede. Sunt foarte curioasă cum s-ar vedea printr-un microscop, chiar. Am înțeles că există posibilitatea să se lege un ecran ca să vadă și alte persoane din exterior, să nu vadă doar doctorul. Și mi-a lucrat acolo, mi-a scos pivotul mental care era pe canale, care era pus anterior, după care a ajuns la rădăcină, era pe acolo o doamnă și pe aici, nu știu ce, și mi-a zis, dar ce e asta? Mi-a zis, oare e un vârf de ac? În momentul în care mi s-a declanșat o amintire, în care eu știu că era un vârf de ac acolo, pentru că mi s-a zis
că s-a rupt o chestie de aia, dar mi-a zis că nu e mare lucru și că nu o să se întâmple nimic. Și efectiv eu bănuiesc că problemele pe care le-am avut sunt cauzate și de, ce să vedeți, acul care a rămas la vârful rădăcinii. Nu te împinge în cameră, te rog. Da, în fine. Și mi-am făcut radiografie să vadă că e tot bine, v-am zis, mi-a zis că e tot în regulă, mi-a zis că cumva mi s-a, gen, pentru că tratamentul a depășit zona canalelor, era acolo treabă nasoală în zona osului și mi-a pus un judecare ciment foarte tare și de acum lăsăm măseaua mea și organismul meu să-și facă treaba. De aici probabil și aceste dureri superbe. În fine. Cam asta a fost. Super recomandare. Deci până acum sunt foarte mulțumită de oamenii ăștia. Deci micuți. Deci mă și imaginez. Au, cred că au auzit și voi, nu? Cum face la litera. E micuț, sigur, că celelalte două opții sunt aici. Deci mă imaginez cum jonglează cu silicatul. Așa se aude super... Da. În fine. Revenind în prezent la ziua de astăzi, n-am fost la sală, deci unul dintre planurile mele pe ziua de azi s-a dus, în fine, ce frige cana. În continuare, dacă urmăriți programul nostru, veți vedea, sau nu veți vedea, vă zic eu ce fac, nu știu ce vă filmez exact, voi face baie pe cap, am aici ulei, mască, tratamente, o grămadă, urmează să șamponez și să pun alt tratament. După care o să mă machiez și o să filmez un clip, o să filmez un clip de empties pentru astăzi. Ok, puf. Poți să nu-mi fur dopă, te rog? Cu sticlă fără dop nu e idee bună cu voi în casă, cum dă rămas sticla peste laptop, stați-mă, asigur că totul bine că laptopul e aici. Da. Filmez empties, editez empties, postez empties tot astăzi. Trebuie să-mi vină un pachet de la Meloni, colaborarea mea cu ei continuă, știți că... V-am arătat lamele și felul în care mă iplez eu pe față, lame pe care le ador ușor, 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 așa, ușor, da, să nu împingi pachetul cu șervețele pe care stă, sulul cu șervețele pe care stă camera, te rog, mulțumesc, puf. Doamne, stați că stau cu stres? Vedeți că o atinge? Atinge sulul. Și-l mișcă, da, mulțumesc, puf. Mulțumesc că n-ai drama camera, măcar, dar dacă faci o mișcare bruscă... Da, și vă spuneam că continui colaborarea cu ei și de data asta o să-mi vină unde dai pachetul. Și vreau să vi-l arăt și vouă, o să facem unboxing împreună. Chestia este că ieri n-am primit niciun mesaj nimic de la curier și am plecat la dentist și l-am dat, mă sună un număr, răspund și mi-a zis că e... Nu mai știu ce... Fan curier? Nu mai știu, parcă mi-a zis, dar nu mai știu. Cu pachetul de la Meloni. Și am zis că... Nu știam că veniți azi, că dacă primeam mesajul, sunam și ziceam, eu plec de acasă, veniți vă rog mai repede, vine unde sunteți, ca să vină. Ca să nu încurc omul să zic să aduc a doua zi pachetul, dar n-am avut ce să fac, eu ieșisem din metro, eram la Aurel Vlaicu, că acolo am coborât din metro să merg la clinică și i-am zis, puteți să veniți mâine? Am zis că da, 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 așa că astăzi stau geană pe telefon, mi l-am dat de pe silențios. Și stau să aștept pachetul și când vine, facem unboxing și vă arăt ce mi-am ales. Chiar în seara asta o să testez unul dintre produse și anume cordonul acela, curlerul pe care l-au ei. Pentru că mi se pare foarte tare, am senzația că o să fie foarte confortabil. Asta este senzația mea. Și abia așa să-l testez în seara asta. Și pe lângă asta mai sunt niște chestii drăguțe, dar oricum o să vi le arăt și vouă în clip. Și mai departe o să vedem, o să fac probabil reels-uri, chestii, o să le testez, să vedem, sunt foarte entuziasmată, o să-mi vină și mini frigiderul de cosmetice, sunt foarte entuziasmată pentru că m-am informat puțin despre el. Și se pare că pe lângă funcția de răcire are și funcția de încălzire. Și eu știți că sunt absolut disperată, foarte pasionată de zona asta cu îngrijirea părului. Pentru mine, efectiv, este o plăcere să mă spăl pe cap. Știu că pentru multă lume e o corvoadă, pentru mine e din contră, e o mega plăcere să mă spăl pe cap. Și mă bucur extrem de mult de această funcție, pentru că produsele pentru păr, atât cele preșamponare, de exemplu, uleiurile, cât și cele post-șamponare, cum ar fi măștile, acționează super bine pe păr dacă ele sunt mai calde sau dacă sunt, cum să zic, încălzite cumva după aplicare. Eu, când nu e cald afară, că acum e prea cald, mă rog, și acum cât de cât, în fine, când este ok afară și nu leșin de cald prin casă, că doar în casă mă spăl pe cap și așa, îmi pun pe păr mai întâi o caschetă din aia, din plastic, nu știu cum să-i zic în momentul ăsta, în fine, așa, după care pe deasupra pun un prosop, ca acolo să se încălzească și să știți că merge, deci după ce mi-aplic masca, fac chestia asta și după aia când ating s-a încălzit un pic pentru că evident căldura scalpului a rămas acolo, nu s-a, știți ce zic, a fost păstrată de către plasticul ăla, de, doamne,
de prosopul respectiv. Ok, Andreea. E dimineață, mă vedeți că am și vocea de dimineață, în fine. Și acum de când e cald, nu mai fac chestia asta, pun doar folia aia de folie. Casca aia de plastic, ca să nu se scurgă pe mine prin casă, picuri, picuri, picuri din cap. Și că vă dați seama, și prosopul nu, mi-ar fi prea cald. Dar dacă deja produsele sunt încălzite, e genial, da, și mi se pare o funcție foarte tare. Și abia aștept să o testez. Da, dacă mi-ajunge pachetul astăzi înainte să mă spăl pe cap, o să fac asta și astăzi, însă nu cred că o să se întâmple asta, pentru că eu vreau să mă spăl pe cap destul de curând. Nu știu, vreo oră, cam așa, să mă spăl pe cap, ca să am timp cu filmat, cu editat, sau de afară o căruță, Doamne, poate s-o interzice vreodată, vor fi legale căruțele cu bieții cai, mi-e milă de ei, în fine. Și cam astea sunt planurile pe ziua de astăzi, cred, nu sunt sigură, că de seară mergem la cumpărături la Lidl. Ceea ce mă bucură, pentru că trebuie să-mi, mă rog, e frigiderul gol, dar pe lângă asta trebuie să-mi completez eu clipurile cu cumpărăturile din luna iunie, pentru că deși am fost cu mama la cumpărături vinerea trecută când a fost aici și, mă rog, între timp am mai fost eu pe la Kaufland câte o fugă și așa, că am avut mâncare, de asta n-am gătit săptămâna asta, că ne-a gătit mama din weekend, mulțumesc, mami, ești cea mai tare, și că avem sarmale, mai e o porție de sarmale pe care o mănânc eu la prânz. Dar n-am reușit să filmez atunci, vineri, când am fost cu mama, n-am filmat pentru că efectiv am ajuns acasă cu cumpărăturile și am început să le punem pe frigider și să ne apucăm de tort. Și n-am filmat atunci, aș fi putut, regret un pic, dar dacă merg astăzi la cumpărături, o să filmez astăzi. Vreau să vă arăt ceva. Nu cred că v-am povestit în vlogul ăla în care am gătit cu mama, nu cred. Ea mi-a zis de acasă că vrea să fac un tort cu frișcă. Eu, pentru că n-am făcut niciodată frișcă, n-am știut că ai nevoie de blender neapărat. Mi-e știut că nu aveam blender, mă rog, mixer. Și mă rog, în Lidl, până la urmă am zis că nu mai facem, până la urmă am găsit un blender. Nu se găsește tot timpul blender slash mixer, pentru că e 2-1 de ăsta vertical în Lidl, dar am avut noroc și am luat unul atât de drăguț. Și așa aveam nevoie, de acum nu mai am scuze, când vreau să fac supă cremă de legume, fac și chiar. O să fac săptămâna viitoare supă cremă de legume. Mi-e super poftă, ador supă cremă. Hai să vă arăt blenderul. E foarte drăguț, deci super drăguț. Se vede că e nou și foarte special, pentru că stă pe masă deocamdată. De ce scap acele astea aici? Da. A fost vreo 100 și ceva de lei și m-am bucurat tare mult să-l găsesc crem. N-am avut niciodată un blender altă culoare decât negru. Și deși aici scrie că smoothie, whatever, eu am smoothie maker, deci și mi-am făcut un smoothie oricum de foarte mult timp. Poate ar fi fost o idee, în fine. Eu îl vreau pentru că, ce să vedeți, blender, ceea ce e minunat pentru supele cremă care sunt fierbinți și te ajută foarte mult. Și, mă rog, îți dă și o chestie din asta, care e utilă când vrei să faci creme, chestia acum ar fi fost prea puțin pentru, e nefolosită după cum vedeți, e super strălucitoare, ar fi fost inutilă pentru frișcă, pentru că era o cantitate mult prea mare și nu încăpea, partea de mixer, blender, Doamne, Dumnezeule, năzbeată, promit, da, și mama a fost încântată, a zis că îi se pare că s-a făcut foarte repede frișca, da, să vedem, o să țină și asta probabil vreo 2 ani și pe aia se strică. Că așa am pățit de fiecare dată, dar eu chiar folosesc foarte des chestiile astea. Uneori făceam și piure, dar mi se pare că piureul se face totuși cam prea lipicios făcut cu blenderul. Deși se face foarte fin, e prea lipicios, se face efectiv lipici. Gata, mă duc și eu să-mi iau biscuiții, să mă duc să mănânc lapte cu biscuiți. Doamne, am vorbit atât de mult în dimineața asta, efectiv. Dacă clipul este de o oră, sper că nu vă supărați. Just like a void, but you.
Deci la fix a ajuns pachetul când am terminat curățenia de vineri. Eu fac curățenia luni și vineri, să știți. Mai nou. Ca să fie curat și în weekend, mai ales în ultimul timp de când... Da. De când pisicile năfârlesc și am senzația că intră în casă și puf din asta de mai. E neapărat să dau cu aspiratorul de măcar 3 ori pe săptămână, dar așa curățenie generală fac lunea și miercurea. Și vinerea. Hai să vă arăt, Hai să vedem ce e aici în colet. Ok, bun. Avem așa. Prosopul de păr. Pe care eu mi l-am ales cu model de ăsta de banane și cocos. Pare interesant materialul, e moale așa. Așa, rimelul de rimelul pentru păr. Ce tare. L-am tot văzut la fete pe Instagram, tot apărea. Și gen fetele aveau părul prins în coc, grămadă de baby hair și venea și pieptănau. Stai micuț. Așa, peria de păr de asta sunt super curioasă. Ce curioasă sunt. Știți că mie îmi plac în general perile astea. Peria pe care o am în momentul de față este o perie din asta de folosit pe părul ud cum ar fi și are peri de genul ăsta, doar că ăștia mi se pare că sunt mai flexibili și are și mâner. Da, abia aștept să o testez. Am așa frumos la loc. Ok. Oh, dar ce cutie frumoasă văd aici. Aici sunt globurile. Îmi pare rău pentru zgomotul de la aerul condiționat. E foarte cald. Mă rog, cred că de fapt e cald, că sunt 30 de grade afară, dar poate n-ar fi fost așa cald, dar m-am încălzit eu pentru că fac curățenie. Ce tare! Deci pe astea trebuie să le ții la rece. Și am înțeles că ei recomandă să le ții la frigiderul cosmetic sau să nu le ții mai mult de 30 de minute la frigiderul normal. Parcă ceva gen asta am văzut pe site. Aoleu, dar mi-e și teamă să le scot de aici, că din sticlă și mi-e teamă că sunt foarte fragile. Ah, hai că am reușit. Cam așa. Oh, ce tare, uite Leo! Oh my god, ce tare! Oh, e rece deja. Super! Așa, deci globurile. Apoi beauty curler. Ăsta pe care îl vom testa în seara asta. Eu mi l-am ales pe albastru. Și mi se pare tare că nu vine doar... el vine și cu niște agrafe cu care le prinzi pe păr. Cred că cu 4 pufuri de păr din astea satinate așa, de care sunt super entuziasmată pentru că... eu nu mai folosesc de ceva timp pufuri din astea de păr obișnuite elastice. Puf este cea care nu mă lasă să folosesc, dar pufurile de păr astea mai siliconate așa sunt mult mai bune pentru păr. Sunt mult mai delicate. Se deschide așa, avem aici niște fete foarte frumoase. Așa. Și eu mi l-am luat pe albastru. Oh, da, o să fie super comod de dormit. Vedeți cum v-ai gândit să-l pui așa? Așa, el să știți că e în pluș așa foarte, foarte moale și cu siguranță va fi super confortabil. Și practic cu agrafele astea de aici fixezi aici pe cap, pac, pac. Și aici ai 4, dar nu știu de ce era nevoie de 4, au fost ei generoși. 4 elastice, wow, ce satin moale. Tare, sunt încântată, foarte încântată de elasticele astea. O să le folosesc cu siguranță și... de fiecare zi, așa, nu doar pentru procedeul ăsta. Super. Da, și mi l-am luat pe albastru pentru că m-am gândit că o să arate drăguț cu părul blond. Ok, acum nu știu să le mai așez la fel de frumos, probabil. Și cutia e drăguță. Da, cu siguranță nu o să arunc cutiile astea pentru că sunt super frumoșele. Ce faci, Leo? Ok, și acum, cred că mai e doar frigideruțul pe care trebuie să-l mai... Leo, da, Leo, și Leo vine... de la Meloni, dacă vă dați comandă. Glumesc. Trebuie să scot cumva frigiderul care e fragil. Am reușit să-l scot de acolo cu grijă. Acum hai să-l despachetăm. Ah, sunt entuziasmată de el. Deci a venit în cutia asta protejat. Și acum... ah, ce bine că nu mai am unghii lungi. Tadam!
drăguț. Sticăre. Hmm, am văzut eu că o să vină cu niște sticăre. Cu pepene. Oh. Îmi dă așa vibe-ul ăsta de vară. Da, uite, și aici avem câteva instrucțiuni despre funcția lui de răcire și funcția de încălzire. Mă scuzați. Și scrie că poți... Ce recomandă e să răcești, ce recomandă să încălzești. Da, multe informații. Ta-na-na-na-na-na. Da, super. Hai să-l vedem acum. Ha, l-am luat roz. M-am gândit că o să fie super drăguț. Și alb era simpatic. Sincer, am stat un pic și m-am gândit. Dar cel roz, am zis eu că o să fie... Mie știți că-mi place rozul. Să fie așa un roz pudrat, să fie drăguț. Ha, ce fain e! Ia uitați-l. Doamne. Ce simpatic, nu cred. Cum se deschide? Stai să nu fac răbăsie. A, nu știu cum. Pul, ok. A! Taram! Stați că nu-l vedeți. Bine. A, cred că de aici se ține, nu? Doamne, deci mi-amintește... Zici că e de jucărie, așa de simpatic. Uitați-vă un pic la el. Deci, efectiv, zici că e de jucărie. Da. Cablu. Să vedem acum unde-l pun. Vreau să-l pun undeva să fie așa la vedere, pentru că e foarte, foarte simpatic. Ia uitați ce vreau eu să fac. Vreau să mănânc pepene. E târziu, e 11 noaptea și deși e vineri seara, Andrei s-a culcat pentru că era foarte obosit. El a fost de dimineață la sală și s-a trezit de vreme și vreau să mănânc pepene. Am luat pepenele astea de la un aprozar. O să vedeți în holul, probabil în iulie o să vedeți holul de luna asta de cumpărături și, mă rog, nu contează. În fine, am luat un pepene și l-am nimerit bun. E bun, din fericire e bun primul pepene pe anul ăsta și e dulce. Și deși e 11 noapte, vreau așa să mănânc acum. Eu asta fac vara, mănânc pepene de 50 de ori pe zi. Pentru că e, îmi place super mult și prefer să, dacă mi-e poftă de ceva dulce, să mănânc 3 bucățele de pepene. Și după ce mănânc, o să punem beauty curler-ul la acțiune, abia aștept. Hai să ne apucăm de treabă, să știți că voi vorbi încet spre deloc. Pentru că nu vreau să-l deranjez pe Andrei. Am folosit peria asta și după baie. Am început să nu mă mai chept în timp ce sunt în cadă, efectiv, în timp ce mă spăl. Și mă perii după ce mă spăl pe cap. Și mi se pare că a descurcat atât de ușor părul. Sunt foarte faine perile de genul ăsta. Bun, acum o să pun beauty curler-ul pe cap. E prima oară când îl folosesc și mi-e destul de complicat că n-am ochelarii. Am oglindă, dar e la distanță. Și trebuie să văd cum fac. Ok, s-a fixat pe cap și acum o să încep șuviță după șuviță să fac ce fac de fiecare dată la fiecare produs ăsta pe care l-am testat și abia aștept mâine să văd ce fel de bucle o să am și să văd cât de confortabil e. Eu v-am zis, pare super confortabil pentru că, sau v-am zis vouă, s-a luat Andrei, nu mai știu cu cine am vorbit, parcă v-am zis și vouă totuși, că e super moale, e super, super moale, gen, cred că va fi comod. Bun. Acum o să prind cu un puf din asta mic. Și am înțeles, bănuiesc, că pufurile mari, astea, sunt cumva ca să prinzi ăsta așa, poate? Dacă nu mă înșel, nu sunt sigură. Cred că m-am omis niște fire pe aici. Da, uite, puteam să-l prind mai bine. Am pus și în partea asta. Știți care e faza? Eu cred că ei au gândit, v-am zis, pufurile astea, astfel încât tu să prinzi cumva treaba asta aici. Dar eu... m-am învățat să-mi pun părul în jurul cordonului într-un fel. Și la fel am procedat și cu acest beauty curler. Deci, vă zic sigur că sigur o să dorm bine pe el. Așa. M-am învățat într-un fel. Am senzația totuși că trebuie să mai lucrez un pic la tehnică, pentru că știu că chestia asta aici nu e ok. N-ar trebui să fie așa. Dar eu am o tehnică. Eu pur și simplu iau chestiile astea, vedeți? Iau bucățile. Fac așa. Și pe aia le prind aici cu o clamă.
Și vedeți, îmi rămâne practic fața liberă și sigur nu se desprinde, asta este trucul meu, dar o să mai lucrez un pic la tehnică să văd care e treaba. Bun, ne vedem mâine dimineață cu rezultatul, deocamdată somn ușor și revin. Neața, mai nu știu ce am niște bubițe în locuri ciudate, gen am aici, 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 asta mă și doare, pe aici bănuiesc că poate de la iluminatorul ăla de la Benefit, pe care mă încăpățânesc, sau de la Too Faced, nu mai știu, iluminatorul ăla care îmi place mie, Cookie, pe care mă încăpățânesc eu să-l arunc, dar pe aici, da, nu știu, în fine. Azi noapte nu m-a dormit seara, dar nu înțeleg de ce m-am trezit atât de devreme, este 8. Și e weekend, de ce m-am trezit la 8 în weekend? I like it! A fost super comod de dormit cu ăsta, nu mi s-a desfăcut, n-am avut nicio treabă. Da. O să mă pun să editez vlogul ăsta și voi de ce mai fac până să trezește Andrei, astfel încât să nu fac multă gălăgie. Stai, de fapt, cred că laptopul nici nu-i... Laptopul e în dormitor, da. Unde e... Știți ce m-am hotărât să fac? Să nu mai împiept în buclele după ce le fac. O să le las așa, efectiv. Și cred că e mai bine, că știți că m-am plâns eu, că mie nu prea mai îmi rezistă buclele. Dar ce frumos! Cam ăsta e rezultatul. Mă vedeți? M-am pus bine? Ăsta este rezultatul. Mi-era dor să am bucle, sincer. Acum să vedem cum o să reziste. Super cute. Și să vedem ce facem azi. Iar mă vedeți cu ochii umflați, așa dubioși. Suntem în Iore, am avut ceva treabă în Park Lake și am zis să mergem și pe la Taco Bell. Ne-am luat câte un Crunchwrap Supreme menu, whatever, și am zis să venim să mâncăm în parc. Deși puteam să stăm și pe terasă, că era destul de liber, dar era soare. Ia uitați, un băiat înfometat care așteaptă. Băiat înfometat, te filmezi, vezi că stai cocoșa. Te vede internetul că stai cocoșa. Și da, știu, te cred. E foarte frumos în parc. Sunt flori înteiți, da. Sunt tei înfloriți. Na, părerea mea e 1 ceasul și am mâncat doar niște tort până la ora asta, da, nu întrebați? Da, tu n-ai mâncat nimic, da, dar eu m-am trezit la 9. În fine, tei, deci vă puteți imagina cum miroase. Și e duminică, nu știu dacă am zis, și mâncăm și vă povestesc imediat mai multe chestii. Asta e Crunchwrap Supreme, vi-l mega recomand, noi ne luăm tot timpul. Cartofii, care sunt foarte buni, sunt super condimentați, dar n-au gust gen de cartofi condimentați pe care îi facem noi aia când pui delicat. Nu, sunt chiar buni. Suc. Și vreau să vă arăt că port niște spadrile. Nu băi, da, dar mai greu ce intenționă. Uitați ce face și rupe pungat. Te dau de gol. Ca să-și pună sos. Și-a luat sos de la picant. Ți-ți place sosul lor picant? Da. Îți place, nu? Da, deci mi-am luat aceste spadrile ca să fiu și o drăguțică. Și rochia mea. Mai știți rochia asta, doamne, am de câțiva ani. E printre rochile mele preferate. Și sunt un pic incomode, mă cam bat, dar sunt atât de drăguțe încât, sincer, merită. Am terminat de mâncat. Vreau să vă arăt o ciocănitoare care ciocănea într-un copac, dar a plecat. Acum m-a luat somn, asta e. Sunt bruiată. Voiam să vă povestesc chestii, dar sincer nu știu mai știu ce voiam să vă povestesc. Mă rog, legat de ziua de ieri, am făcut un tort. Nu vreau să vorbim despre asta, efectiv. Vezi că a fost un fel de tort. A fost bun. Pe care l-am mâncat într-o zi și un pic. Aproximativ într-o zi. În fine, a fost un tort improvizat. Nu despre asta este oricum vorba, în principiu. Am fost pe Victoriei și a fost drăguț. Vreau să vă povestesc că ne-am întors la 18T și am încercat de data asta altceva, dar sincer să fiu, am fost un pic, nu că dezamăgită, n-am fost la fel de încântată ca de ce luăm de obicei. Vrei să apar și tu să spui un punct de vedere? Și... Mi-a plăcut.
Ți-a plăcut mai mult decât... Da, mai mult decât ăla, dar a fost bun. Pe asta încerc să zic, era mai bun honeydew. Deci ce am luat a fost pineapple smoothie. Era un fel de suc de ananas cu bucăți de ananas și gheață blenduite, blendărite. Că la blenduite e cu burețelul de machiaj. Știa? Da. Știa. Și... problema a fost... De fapt nu, a fost două probleme. Unu, era foarte dulce. Mi s-a părut prea dulce, mă așteptam să fie mai fresh. La suprafață, acolo unde avea crema aia de... A, da, și deasupra avea o cremă de frișcă. Nu, nu, tot, mi s-a părut prea dulce. Da. Mă așteptam să fie mai răcoritor, mai spre ceai, deși nu știu de ce am crezut asta că nu era ceai. În fine. N-am gândit foarte mult. Și n-avea tapioca, n-avea perluțe de alea gen care se sparg. Avea jeleuri, frate, dar jeleuri n-aș pară, nici nu știu dacă erau... Jeleuri normale. Mie nu mi-au plăcut, deci mi s-a părut lame rău de tot când am văzut. Da, mai mult el a băut din el. Și a fost mai scump decât al... adică a fost 26. 26 ai dat și pe cealaltă. Nu mai știu. Tot 26 mare, era? Da, tot ei, mă rog, oricum. N-aș recomanda pineapple smoothie, mai degrabă honeydew fresh milk și chocolate fresh milk. Astea mi s-au părut cele mai bune de până acum. Apoi. Nu știu, m-a luat somnul efectiv. Mă rog, mami, s-am dormit puțin, dar se uită niște oameni pe banca aia la mine cum filmez, vezi? Oamenii aia. Uh-huh. Gen, și cu asta. Da, deci am fost pe Victoriei și... n-am fost doar să luăm bubble tea. Ne-am și plimbat. Era o grămadă de artiști din ăștia stradali, de la un nene care chema extraterestri cu un aparat făcut de el. Care era... a fost la România Talent. Încă unul a fost la România. Deci el pe toți pe care i-a văzut, a, asta a fost la România Talent. Mă rog, în sezoanele 1, 2, 3, când te-ai uitat, da, tu. Da, da, da. Că acum s-a ajuns la sezonul 400 sau ceva. Mai este? Da, este, cred. Nu știu, că și eu m-am uitat la primele 2-3 sezoane. Acum 50 de ani. Așa, erau o fată și un băiat care cântau. Mai era un băiat care și el a fost la România Talent și care arunca mingea și făcea jonglerie. Făcea jonglerie, avea o chestie care se rotea, nu știu. Și ne zicea într-una, sunteți pregătiți? Și gen, după ce făceau mai multe chestii, zicea, acum voi începe. Și noi eram gen, dar n-ai început deja. În fine, se adunase multă lume, a fost simpatic. Adică, eu admir foarte mult curajul acestor oameni de a sta efectiv în fața unei mulțimi și a face ceva în condițiile în care bătea vântul, niște chestii evident nu iau ieși, că na, și când cânti, poți mai falsezi. Nu știu, mie mi-ar fi foarte frică de judecat așa celor din jur, de faptul că aș putea să mă pierd când fac o chestie greșești, pe aia m-am pierdut și nu mai pot să mai continui. Deci toată admirația. Ce-am mai făcut? Am oprit și am băut o bere. Asta e cel mai neinteresant lucru, când am oprit și am băut o bere, lângă un agud, care avea niște agude atâta, efectiv atât. Eu n-am văzut în viața mea așa ceva. Ce? Era cu baterie. Cu baterii? Cu trădente electrică, dar foarte mică. A fost cu baterii, cu încărca. Și că și când am fost la dentist, era o trotinetă electrică pusă la încărcat în hol și eram, a cui asta? Poate era a doctorului. Tare. Așa, în rest, ce am mai făcut ieri? Am primit Pepsi gratis. Ca asta e mai important. Asta e foarte important. Și cam atât a fost, nu m-am filmat foarte mult. Și ne-am uitat, știți că noi suntem fani Marvel și am văzut filmele, evident. În ultimul timp am văzut și Ant-Man... Quantumania. Guardianii Galaxiei încă n-a apărut, nu, pe Disney. Dar există și tot felul de seriale din astea de la Marvel. Știți că ne-am uitat la WandaVision, care ne-a plăcut și... deși nu, mi se pare că nu se face la fel de multă reclamă pe baza serialelor, totuși au legătură. Pentru că ieri am terminat de văzut serialul Loki, serialul, mă rog, cele 6 episoade sănătos din primul sezon. Chiar mă miram când ai mai strântat. Și are legătură cu desfășurarea acțiunii și am început de-aseară She-Hulk, care e mai drăguț decât mă așteptam. Eu m-am cringuit când am auzit numele ăsta și de faptul că e de serios să fie o tipă care e Hulk, cam an, ce naiba. Dar e chiar interesant, sunt curioasă ce o să se întâmple și ei. Suntem la episodul 2 sau 3? 4. Nu pot să cred, așa mult? Sau nu, suntem la 3, dar nu suntem la 3, cred, da. Da, și planul pe ziua de astăzi este să mergem acasă și să continuăm serialul sau ceva, nu cred că mai face nimic interesant. Chestia e că trebuie să mă grăbesc eu cu editarea acestui clip, pentru că deja este ora 2 și eu sunt încă în parc și de asta, dacă a ajuns târziu clipul, gen la 12 noaptea, de asta a ajuns atât de târziu pe canal. Da, cam atât. Vă pup. Să știți că o să ne mai auzim cu produsele de la Meloni. Deocamdată am testat doar ăsta de bucle și părul meu, din păcate, nu prea mai stă buclat din cauza unor situații care s-au întâmplat. În fine, cred că va trebui să mă tund. În fine, discutăm despre asta la momentul potrivit. Cert e că nu prea mai simt buclele mai deloc. Și nu știu ce se întâmplă, că nu-i neapărat nici umiditate, nici alte chestii, dar
Nu mai țin. Bine, să nu vorbim despre asta acum. Ne mai vedem cu rimelul de păr pe care, by the way, l-am testat pe el. Pe el, pe băiatul ăsta. Ce? Minciuni? L-am testat să văd dacă este și chiar m-a surprins foarte mult textura. În sensul că, gen, potolea părul, l-a așezat, dar nu rămânea foarte, foarte tare. Adică părul cumva era lucios, nu era mătuit, cum se întâmplă de la unele fixative. Am văzut că are și ceva proprietăți de hidratare, în fine, o să-l testez și pe mine când o să-mi prind părul. Și o să vreau să stea așa mai slick. O să-l folosesc. Da, ne vedem săptămâna viitoare, vedem noi cu ce clipuri. Vă pup, vă mulțumesc că v-ați uitat la clipul de astăzi și ne vedem, vă ziceam, data viitoare. Pa! Vrei zici ceva? Pa!